fi la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc. Sunt Daniela Gașa și vă invit sâmbătă și duminică la agenda zilei, începând cu ora 11. Timp de o oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la agenda zilei. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la ediția emisiunii de astăzi. Ne aflăm la Mănăstirea Lainici, realizăm un interviu cu părintele stareț Ioachim Pârvulescu. Bună ziua, părinte, bine v-am găsit, Doamne ajută! Bine ați revenit și vă mulțumim pentru revenire. Vă mulțumim că ne-ați primit și ne oferiți de fiecare dată mai multe amănunte despre Sfintele Sărbători și de Crăciun și de Paști. Aș vrea să începem discuția de astăzi, să ne spuneți cât de important este postul pentru Sfintele Sărbători de Paști înainte. Deci Sfântul Post, în general, este ca o pregătire pentru Marea Sărbătoare care vine. Este o primenire a omului lăuntric. Pentru că atunci când omul postește, din toate punctele de vedere, se purifică, se igienizează interior și altfel lucrează Duhul Sfânt în inima omului. Pentru că să-i face onorul lui Dumnezeu, trebuie să ne purificăm, să ne igienizăm. Și atunci Dumnezeu vine, Duhul Dumnezeu vine și se sărășluiește în inima noastră și în interiorul nostru. Când vorbim de post, sigur că nu trebuie să avem în vedere numai postul de la alimente, că mâncăm. În primul rând, el este postul de la alimente, deoarece observăm și astăzi, mai ales știința, medicina, ne ajută foarte mult și la unison cu învățătura bisericii demonstrează că regimul vegetarian pentru oameni este foarte important, mai ales chiar mari cercetători din ziua de astăzi au ajuns la concluzia că dacă 2 zile pe săptămână se practică un regim vegetarian, este foarte important pentru sănătatea omului, pentru echilibrul acesta psihosomatic al ființei umane. Și mai ales, iarăși, lumea este asaltată de foarte multe boli, mai ales cancerul acesta, care macină omenirea și știm foarte bine că ce alimentează cancerul în general sunt 2 factori. În primul rând nutriția și în al doilea rând stresul. Nutriția, tot ceea ce este de origine animală, toată mâncarea de origine animală, deci efectiv când omul nu ține post, și după aceea stresul, necazul. Fiecare om la rândul său stresează sau se stresează, sau este stresat. În familie, la servici, peste tot, ne supărăm unii pe alții. Și este foarte important ca omul să aibă acest echilibru de a nu încerca să nu supere pe nimeni. Și în familie observăm că de cele mai multe ori ne manifestăm prin aceste cuvinte de jignire, reproșuri, totdeauna. Și atunci ce facem în momentul acela? Îl supărăm pe celălalt și această supărare intră în sufletul omului, în inima lui și automat totul se dezechilibrează, toată ființa sa, în momentul când el primește acele cuvinte rănitoare că îl rănesc și îl afectează și pur și simplu de aici vine declanșarea la foarte multe boli. Mi-aduc aminte concret mai multe cazuri am avut când o mamă și-a crescut copilul foarte frumos, în frica lui Dumnezeu, și copilul a ajuns la adolescență, la 18 ani. A intrat și în anturaje cu foarte mulți colegi de-ai lui, în cele mai urâte lucruri, inclusiv și la droguri, și la băuturi, și la lucruri foarte grave. Și atunci mama atât de mult a afectat-o, încât pur și simplu i-a declanșat cancerul mamar. Și după aceea știința demonstrează lucrul acesta că, în general, conflictele acestea emoționale între părinți, copii, mamă, fiu, se întâmplă acest lucru. Și mai multe cazuri am avut în acest fel și, într-adevăr, a declanșat cancerul. Și mama l-a tratat vreo 6 ani de zile și cele din urmă a plecat la Domnul. Deci, din cauza acestor supărări, stresuri care le provoacă membrii familiei noastre de cele mai multe ori. Da, de cele mai multe ori, părinte, așa este, aveți dreptate, spunem cuvinte mai puțin plăcute, jignitoare, da. Așa cum spuneți dumneavoastră, membrilor familiei și cu ceilalți din afara familiei, da. Ne purtăm cu mânuși. Da.
Și atunci, asta este necesar, postul. Când spunem post, adică să ne reținem de la tot ceea ce este destructiv, la tot ceea ce aduce rău în jurul nostru. Deci, mâncare de să ținem regim vegetarian, să mâncăm mâncare de origine vegetariană, după aceea să încercăm să nu supărăm pe nimeni, după aceea să reducem toate plăcerile noastre care ne se par nouă. De exemplu, un om obișnuiește la fiecare masă să consume un pahar de vin. Mai este post, acum hai să nu mai folosesc acest vin pentru Domnul, să mă rețin, să fac o abstinență, fac o asceză. Sau, după aceea, un om este obișnuit în fiecare zi să uite la televizor. Vin de la serviciu toată ziua, 3, 4, 5 ore la televizor, adorme uitându-se la televizor. Este post, hai să mă nevoiesc puțin să fac această abstinență, să postez, să nu mă uit la televizor. Întâi reduc ca și ore, ca timp, după aceea elimin total televizorul, măcar în perioada aceasta de post, de 40 de zile. Sau, după aceea, obișnuia să meargă la distracții, la cheful, la asta. Este post, gata, pun stop la cheful, nu mai duc la cheful, nu mai duc la distracții. Stau și eu. Atunci, stau liniștit, încerc să lecturez mai multe lucruri sfinte, citesc eu din Sfânta Scriptură, mai ales din Biblia, din Noul Testament. Merg la biserică duminica, la sărbători, nu obișnuia să merg, atunci încerc eu să fac efort, să mă nevoiesc, să mă duc la biserică, să înțeleg și eu cât de cât ceea ce este în tainele bisericii. După aceea, încerc să educ mai mult copiii mei în familie, să îi mergem cu toți la Sfânta Biserică, să ne spovedim, să ne împărtășim cu Sfintele Taine. Deci să încercăm în acea perioadă de post să trăim o viață cu totul alta. Deci o apropiere spirituală mai mare. Deci postul, deci trebuie renunțare la tot ceea ce ne satisface nouă, plăcerile acestea mari senzoriale și trupești, care sunt lucruri ce ne duc în general spre materie, spre partea fizică a ființei noastre. Și cel mai important, să ne rugăm, să mergem la biserică. De multe ori spunem că nu avem timp să facem lucrurile acestea, dar așa cum spuneați dumneavoastră, 3-4 ore în fiecare seară ne uităm la televizor. Da, bineînțeles, rugăciunea trebuie automat sincronizată cu postul. Pentru că un post fără rugăciune nu duce departe. Sau și o rugăciune fără a posti iarăși nu duce departe. Ca să meargă împreună, ca două aripi așa, care ne ajută să zburăm, este postul și rugăciunea. Așa, mai ales Iisus Mântuitorul așa ne-a spus. În momentul când, știm foarte bine în Sfânta Scriptură, când nu putea să vindece un om, era demonizat. Și atunci n-a putut ucenicii să-l vindece. Și la un moment dat Iisus l-a vindecat și a spus că ucenicii l-au întrebat, noi de ce n-am putut să-l vindecăm? Și a spus că acest soi de demon este mai cu post și rugăciune. Deci inclusiv demonii din om, adică tot ceea ce este mai rău și mai destructiv în om, demonizarea și demonii din om, iese numai cu post și rugăciune. Deci omul când postește, cum să spun, se aseamănă părții spirituale, angelice din om, pentru că noi suntem oameni, ființe umane, avem trup și avem suflet. Și în momentul când diminuăm tot ceea ce este trupesc, atunci se dezvoltă spirituală din mine. Sau spune că atunci omul când postește, se hrănește spiritual. Deci când postești, te-ai hrănit spiritual. Este foarte important. Și atunci, ca să hrănești și sufletul, trebuie să mai și postească omul. Și deci, postul trebuie să fie sincronizat de rugăciune. Deci să și postească omul, să se și roage în momentul acela. Așa, altfel, este o experiență pe care omul, dacă o face, își dă seama de unele lucruri pe care niciodată nu poate să le... Își dă seama numai dacă experimentează acest lucru. În momentul când postești și te rogi, lecturile lucruri sfinte, te apui mai mult de Dumnezeu. Adică îți parcă, pur și simplu, te purifici și crezi niște aripi spirituale, încât aproape mai mult, parcă îți vine zbor spre Împărăția lui Dumnezeu. Adică de asta este, noi suntem oameni și avem rațiune, avem conștiință și trebuie să depășim materia, fizicul, senzorialul din noi și să puțin să ne înclinăm pe partea spirituală, adică ceea ce este veșnic din noi oamenii. Că tot ceea ce este partea trupească, ea, după ce omul cetează din viață, se descompune din pământul în care a fost luat, dar sufletul este nemuritor și veșnic. Și când facem aceste lucruri, atunci dezvoltăm partea spirituală din noi. Sufletul îl hrănim, partea spirituală, și cu aceasta mergem noi spre Împărăția lui Dumnezeu. Și mai ales în aceste momente din perioada de post, e un moment prielnic, e un moment care nu-l mai întâlnim niciodată. În momentul când este postul Paștelui, știm foarte bine, este prima săptămână din post, sau ultima săptămână, săptămâna mare. Acest timp este inconfundabil și este irepetabil.
niciodată nu se mai poate repeta și este unicat în felul lui. Adică nu simți starea aceasta pe care o simți în săptămână niciodată din an, din an. Mai ales vine Vinerea Mare, când merge omul la Prohod sau Joia Mare, când cele 12 Evanghelii sau sâmbăta din, din noaptea Paștelor, atunci omul merge la biserică și este un har care se revarsă peste noi unicat în felul lui. Și niciodată nu îl întâlnim decât numai atunci. Atunci omul, dacă se primenește puțin, adică face și el niște pași spre Dumnezeu, atunci Dumnezeu face și mai mulți pași spre el și îl ajută și luminează și îl face ca să înțeleagă așa tainele veșniciei din noi oamenii. Să vorbim frumos, să ne purtăm frumos cu aproapele nostru și cel mai important să facem fapte bune. De cele mai multe ori facem aceste fapte bune în preajma sărbătorilor de Crăciun, în preajma Sfintelor Sărbători de Paști. Da, la fel, pentru că sunt momente prielnice de a face și fapte bune. Pe lângă post și rugăciune, mai sunt și faptele bune. Iarăși m-ați completat foarte bine. A treia chestiune care trebuie să lucreze împreună, deci postul, rugăciunea și faptele bune. Atunci când facem aceste lucruri, cu atât mai mult ne să spunem așa, avem o evoluție foarte concretă spre Împărăția lui Dumnezeu, când facem fapte bune. Fapte bune, sigur că omul le face, orice om poate să facă fapte bune. Asta nu mai neapărat că fac fapte bune în sensul că am bani și pot să fac milostenie. Am lucru, pot să dau milostenie de la oameni lucrurile. Dar, sigur, cine poate să facă e foarte bine. Cine are, dar cine n-are bani să facă milostenie sau n-are altceva materiale să dea de pomană milostenie de la oameni, și el poate să facă fapte bune. Prin orice, de exemplu, ai pe cineva bolnav din familie sau un vecin, un coleg, nu poți să-l ajungi cu nimic, dar poți să-l ajungi cu rugăciunea ta. Strici tu, zici, un Doamne, miluiește pe robul tău acesta pentru el. Și Doamne, ajută-l, Doamne, dă-i sănătate, locutare. Zici o rugăciune pentru el, aprinzi o lumânare pentru el. Faci o închinăciune, te închini. Eu știu, orice lucru care faci, o simplă compasiune și o aduce la minte despre persoana respectivă, contribuie, cântărește ceva la mersul bun al lucrurilor. Sau după aceea, oriunde ești, poți să ajungi cu mâinile tale. Sunt familii de bătrâni care nu are ce să-i ajute, sau familii de copii. Nu ai bani să-i ajungi, dar te duci și ajungi tu. Le faci cumpărături, le faci curățenie în casă, câte lucruri se pot face. Faptele bune putem face, sunt infinite fapte bune, orice putem face. Și cu gândul, cineva ne cere un sfat. Chiar dacă tu știi și ești invidios și nu vrei să-l dai, atunci greșești și te din potrivă să ajuți. Sau ești meseriaș, știi o meserie, cineva te întreabă, din invidie nu vrei să-i spui. Iarăși intră mândria, diavolul mândriei în noi. Și nu, din potrivă, înmulțește-ți talentul. Dumnezeu ți-a dat un talent al meseriei tale, atunci îl ajută pe celălalt, înmulțește-l. Pentru că și lucrurile acestea sunt foarte importante când înmulțești faptele bune. Noi oamenii, dincolo mergem în Împărăția lui Dumnezeu când vom pleca, vom merge cu faptele noastre bune. Dacă ai făcut o faptă bună, ai învățat pe cineva un lucru bun, acel om învață pe altul să facă lucru bun și acela pe altul și altul pe altul și deci binele tău se înmulțește chiar dacă nu mai ești pe pământ. Și invers, dacă ai învățat pe cineva un rău, mi-aduc aminte când eram copii și erau unii mai mari năzdrăvani și ne învățam să facem fapte rele, lucruri rele. E, și pur și simplu parcă ne-a întunecat mintea aceia ale persoane mai mari care să facem lucruri rele. Alții ne învățau lucruri bune. Și atunci, deci rău sau binele pe care noi îl facem în viață merge mai departe cu noi în veșnicie. Deci e foarte important să faci fapte bune, nu rele. Că fapte rele continuă, sunt diavolul e lângă noi permanent. Și să facem fapte bune, deci în tot ceea ce face, deci în gândirea noastră, în sprijinul nostru, în ideile noastre, să facem numai lucruri bune. Deci nu rele. Pentru că diavolul permanent asta ne încearcă să facem lucruri rele. Adică să nu ajutăm oamenii, să fim invidioși, să fim orgolioși, să fim mândri, să nu ripostăm la orice chestiune care ne supără cineva. Nu. Deci Hristos ne învață să fim oameni al lui Dumnezeu, adică să fim oameni blânzi. Chiar dacă cineva face rău, noi să-i facem bine. Chiar dacă cineva vrea să ne încurce la o treabă, noi să nu-l urăm. Să mergem mai departe cu ajutorul Dumnezeu și așa Dumnezeu ne va ajuta și pe noi. Deci faptele bune, în fiecare zi, în fiecare clipă din viața noastră, Dumnezeu ne pune în față un moment de a face o faptă bună. Dimineața, cum te scoli din casă, mergi la servici, pe stradă, eu știu, întâlnești un om care poate unul vrea, e șofer, trece unul pe trecere de pieton și tu imediat începi să înjuri, să-l dai, eu știu, înjuri pe acel om.
Dar de ce? Pentru că acel om poate a greșit, s-a grăbit, a trecut pe trecere, s-a grăbit, a greșit. Acum de ce trebuie să-l înjuri sau să te iei de el? Sau unul a făcut alte greșeli de circulație, ești ca șofer. Sau mă rog, deci trebuie să ai calmitate și să nu te superi, pentru că și tu poți să fii în postura lui, să greșești. Și atunci dacă te jură cineva pe tine, nu. Deci să încercăm să fim oameni niște mai oameni, să avem o calmitate în noi, să avem o blândețe, o bunătate și o dragoste în tot ceea ce facem. Sau te duci la servici, contacte de zi cu zi cu colegii la servici, la fel, câteodată te irită, te dezgustă, te amărăște, îți face o zi neplăcută. Dar tu, dacă ai dragostea lui Dumnezeu, nu trebuie să ripostezi. Să zici că, Doamne, pentru păcatele mele a îngăduit Dumnezeu să colegul acela să mă jignească, să facă rău. Ajută-mă, Doamne, dă-mi putere ca să trec peste acest moment critic. Și trebuie să ne rugăm la Dumnezeu și trecem. Atunci noi, cu la răutatea Lui, să-I arătăm dragoste. Așa este. Și permanent. Este o lucrare permanentă în viața noastră de cu zi, în sensul de a face fapte bune permanent. Postul este bun pentru sănătate. Însă de cele mai multe ori auzim din partea celor bolnavi că nu pot să țină post, pentru că sunt bolnavi. Ce se întâmplă? Deci aici e cu totul altceva. Deci cei care sunt bolnavi, ce le recomandă medicul, sigur că atunci boala în sine este un poș, o nevoință. Nu mai nevoie, atunci nu mai trebuie să mai ții cont de ceea ce mănânci. Deci alimentație pentru tine, pentru supraviețuire. Deci nu, este vorba de oamenii sănătoși. Dar să știți că și la mulți oameni care sunt bolnavi, de exemplu, mă aduc aminte, oamenii sunt unii diabetici, dar sunt și obezi în același timp. Păi mă, dacă ești diabetic și obez, există fel de chestiuni supline. De exemplu, sunt cei care sunt vegetariani. O foarte mare diversitate de alimente. Se pot face tot felul de mâncare. Se poate face. Da, dar noi români avem lipsă în acest sens, în bucătăria noastră românească. Nu prea avem această diversitate, mai ales în regim vegetarian. Și atunci, dacă ești și diabetic și obez, pe ce e important pentru diabetic? Mâncă hrana. Asta se face și glicemia totul, vedeți? Mișcarea și hrana. Dacă om face mișcare multă, până își dea sudoarea feței sale prin ceea ce face prin mișcare, așa și cu legima, poate să-și regleze și glicemia, să facă sănătos. Deci, din potrivă, dar sigur sunt unele cazuri în care omul trebuie să mănânce ceea ce recomandă medicul, lactate sau care, și atunci sigur că nu mai se ține cont de post acolo, la omul care e la spital și care e bolnav. Nu, aici se exclude chestiunea când e cu totul altceva. Am înțeles. De ce este Paștele cea mai importantă sărbătoare? Păi, sigur că Paștele este cel mai important eveniment din istoria mântuirii noastre. De ce? Pentru că Iisus Hristos a venit pe pământ pentru mântuirea noastră, pentru noi oameni și pentru noastră mântuire. Și a trăit pe pământ 3 ani jumătate, a făcut multe minuni, dar El trebuia să-și pecetulească această învățătura sa prin jertfa sa pe cruce. El trebuia să, adică a ascultat de Dumnezeu Tatăl să fie răstignit pe cruce, să moară pentru noi oamenii. Dar nu s-a încheiat totul cu crucea. Trebuia să învieze. Și atunci învierea este cel mai important moment. Adică Hristos a arătat că și noi oamenii la judecată de apoi, la sfârșitul lumii vom învia. Este o certitudine pentru noi oamenii că la sfârșitul veacurilor vom învia cu toții. Și deci dacă Hristos a înviat pentru că și-a adus crucea și deci înviere fără cruce nu există. Deci trebuie să există o cruce. Și noi oamenii această viață, în această viață trebuie să ducem crucea noastră pentru învierea finală la sfârșitul veacurilor. Și crucea care să o ducem cu bărbăție, așa cum și Mântuitorul și-a dus această cruce. Deci Hristos a fost răstignit, dar a beruit cu Sfânta Înviere. A înviat a treia zi. Și atunci momentul cel mai important este al învierii. Pentru că Hristos nu e ca un alt întemeitor de religii. Toți ceilalți întemeitori de religii, că vorbești de Buddha, că vorbești de Mahomet, că vorbești de Confucius, de Brahma, de Shiva, de alții întemeitori de religii, toți au fost niște oameni care au rămas în morminte. Pe câte vreme Hristos a înviat din mormânt. Nu mai este în mormânt. Mormântul este gol. Și deci cu asta s-a arătat dumnezeirea. Și atunci actul acesta al învierii este cel mai important. Pur și simplu, cu asta a culminat toată învățătura lui Iisus. Și a înviat în prima zi a săptămânii, deci prima zi după ziua de odihnă, de șabat, duminica. Deci șabatul, sâmbăta, era ziua de odihnă la poporul evreu. Și Hristos a înviat prima zi de după șabat. Ziua 8-a, cum este, iarăși o simbolistică a veșniciei. 8-ul este cifra veșniciei, este veacul veșnic. Se spune că trăim 7 veacuri pe pământ oamenii,
Șapte veacuri, șapte milenii și optele este cifra veșniciei, un cronometru intră în veșnicie. Și Hristos a înviat a opta zi, deci prima zi de după șabat. Și este duminica, deci după sâmbătă este prima zi duminica. De aceea noi creștinii sărbăm ca zi de odihnă duminica. De exemplu, dacă mergem la Ierusalim, vedem acolo diversitate de culte și de religii. Vinerea este zi de odihnă a musulmanilor. Ei serbează vinerea. Toate cartierele musulmane sunt închise, oamenii stau, se odihnesc, zi de odihnă. După aceea, sâmbăta este zi de odihnă a evreilor. Toate cartierele evrești, e șabatul, zi de odihnă, nu se mișcă decât 1000 de metri. Fac pe zi. 1000 de pași pot să facă pe zi. Nu fac chiar și mâncarea și o pun pe masă de cu seara, nu fac decât 1000 de pași până la sinagogă și maxim. Deci foarte riguroși, mai ales cei care sunt riguroși, extremiști, religioși. După aceea, noi creștini, zi de odihnă duminica. Și deci de 2000 de ani, această chestiune e foarte clară, mai ales în Țara Sfântă, vedem acel lucru. Și noi creștini avem zi de odihnă duminica. Pentru că în această zi, în duminică, Iisus a înviat. Și deci este cel mai important eveniment că atunci a înviat. Și noi trebuie să sărbăm ziua în care Iisus a înviat. Și după aceea, acel lucru, tot duminica, la 50 de zile după ce a înviat, după ce Iisus a înviat, la 50 de zile a trimis pe Duhul Sfânt peste Sfinții Apostoli. Iarăși, și atunci este ziua istorică de întemeirea Bisericii Creștine. În prima zi a cincizecimii, când deja au botezat 3000 de suflete apostolii Petru, a botezat ca la 3000 de suflete în Antiohia Siriei. Acolo și atunci s-a numit prima comunitate de creștini. Și de aceea, tot duminica a pogorât Duhul Sfânt peste ucenici. Deci două momente, învierea Domnului și pogorirea Duhului Sfânt, cele mai importante praznice împărătești și cele mai importante evenimente din istoria omenirii, s-au întâmplat duminica. Și de aceea noi creștinii sărbăm duminica ca zi de odihnă. Și atunci, deci cel mai important pentru noi, adică este cel mai mistic eveniment și cel mai profund, adică e greu să înțelegi și să vorbești în termenii noștri omenești. Și aici trebuie să gândim altceva, pentru că este o transfigurare, este o metamorfozare a lui Iisus Hristos. Iisus se transformă din om în Dumnezeu, cum s-a făcut și la schimbarea la față și la botez, dar aici deja El a înviat. Spune, și în momentul acela a fost în trei locuri. În mormânt cu trupul, se spune în Sfânta Scriptură, în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, ca Dumnezeu rea cu tâlharul. Prescaunul împrecutat și cu a fost pe tot de Hristos ceea ce ne-a cuprins. Deci în trei lucruri a fost în același moment Iisus. Adică noi oamenii știm că trăim într-un timp și într-un spațiu. Suntem numai într-un loc. Pe câte vreme divinitatea, dumnezeirea este omniprezentă, este peste tot. Dumnezeu este și aici, în noi, este și la București, la Constanța, și la New York, peste tot unde este chemat numele Lui. Deci este omniprezența, tot prezența Lui Dumnezeu peste tot. Și atunci, deci cu totul altceva, altă logică. Deci când vorbim de spiritualitate, de credință, noi ne limităm cu logica noastră omenească până la un punct. Cu putem gândi noi. Dar deja intrăm în metafizică, în transcendență. Deci fizicul, legile fizice sunt una, după aceea metafizică e cu totul altceva. Imanentul omenesc cu teluricul și transcendentul, dincolo. Deci deja este o altă dimensiune a timpului și a spațiului. Și atunci, deci, când vorbim despre Hristos, deci El a fost prezent în același timp în mormânt cu trupul, cele trei zile a stat cu trupul în mormânt, în iad cu sufletul și în rai împreună cu tâlharul a fost. Înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Deci în trei lucruri a fost în același timp. E foarte greu să înțelegem cu logica noastră omenească, pentru că e limitată logica. Asta este. Noi suntem Dumnezei după fire și după har, în momentul când noi ascultăm de Dumnezeu. Da, sunt detalii care ne scapă. Da. Și nu poți să le înțelegi decât numai așa, printr-o, să spunem așa, revelație a lui Dumnezeu și printr-o cercetare amănunțită a acestei spiritualități creștine, de care noi suntem beneficiari. Așa este. Aș vrea să vă întreb, Părinte, săptămâna patimilor. De ce săptămâna patimilor? Deci, într-adevăr, deci, postul acesta al Paștului ține 7 săptămâni de zile. 6 săptămâni, deci 40 de zile a fost până la Duminica Floriilor. După aceea, ultima săptămână, au mai adăugat Sfinții Părinți o săptămână și sunt 7 săptămâni total, deci total 7, 49 de zile, nu 40 de zile. Deci 40 de zile până la Florii, după aceea încă o săptămână. Și de aceea se numește săptămâna patimilor. Pentru că Iisus, în această săptămână,
adică a trecut prin perioada cea mai cruntă, așa, adică răbdând, să spunem așa, toate nedreptățile omenești, toată răutatea omului, unde a putut omul să ajungă în așa fel încât să-l condamne pe Dumnezeu, să-l batjocorească pe Dumnezeu, să-l lovească pe Dumnezeu, să-l răstignească pe Dumnezeu, să-l omoare pe Dumnezeu. Deci lucruri care nu s-au mai putut întâmpla niciodată. Și de aceea săptămâna aceasta este o săptămână foarte marcantă așa în istoria noastră omenirii și în viața noastră de zi cu zi. E momentul când noi în această săptămână medităm la ultimele zile din viața lui Iisus pe pământ. Cum, de exemplu, a fost Duminica Floriilor, când Iisus intră în Ierusalim, îl aclamează toată lumea. Îl aclamează ca pe mare împărat, Osana, fiul lui David, bine este cuvântat, cel ce vine în Domnului. Și acei oameni care îl aclamau sâmbătă, duminica, la intrarea în Ierusalim, atunci evreii s-au mai ales că ei s-au iritat foarte mult când l-a înviat pe Lazar a patra zi. De Lazar deja murise de 4 zile, deja a intrat în putrefacție trupul și Iisus îl înviază. Ei, când a făcut această minune, a culminat, pur și simplu. A culminat în răutatea cărturilor și fariseilor. Foarte mult l-au urât și atunci s-a hotărât să-l omoare. Și pe Lazar și pe Iisus. Și atunci, duminica a fost treaba aceasta și mai ales când am văzut că oamenii îl aclamă ca pe un împărat, a crezut că gata, ia locul Iisus, se pune rege în Iudeia și își pierde tronul, Irod. Și atunci ei au hotărât să-l omoare. Să-l omoare și urmează aceste dedesubturi, lucruri. Iuda se hotărăște să-l vândă pe Iisus cu 30 de arginți, miercurea, se duce la cărturari, la Ana și la Caiafa și îl hotărăște să-l vândă pe Iisus. Și cât în dat, atât am dat, i-au spus ei. Și atunci îi dau 30 de arginți. Și au dat 30 de arginți lui Iuda și atunci Iuda, miercuri s-a întâmplat acest lucru, după aceea joi, știm foarte bine Sfânta Scriptură, că joi s-a întâmplat cina cea de taină, când Iisus mai întâi le spală picioarele ucenicilor, arătând pe această smerenie, Duhul smereniei care trebuie să fie la Cel care conduce. Cel care e mai mare trebuie să fie sucă la tuturor, la toți. Și după aceea, după ce le-a spălat picioarele, s-a instituit Sfânta Euharistie, Sfânta Împărtășeană. Cina cea de taină. Când Iisus, cu toți cei 12 apostoli, a luat pâinea, frântul și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și după aceea, arătând spre paharul cu vin, bezi dintr-o acesta tot, acesta este sânge meu, alege cele noi, care pentru voi și pentru mulți se vasă spre tăiarea păcatului. Prin aceasta a instituit Taina Sfintei Euharistiei, Sfintei Împărtășanii. După aceea se retrage în grădina Ghețiamanii să se roage cu apostolii săi, apostolii ador toți și Iisus se roagă cu lacrimi de sânge, Doamne, dacă este cu putință, treacă paharul acesta de la mine. Se ruga la Dumnezeu Tatăl. Însă nu precum voiești, că Doamne, și precum voiești. Adică Iisus Hristos a fost în același timp Dumnezeu și om. Și ca om a avut această durere, că știa ce l-așteaptă deja din mine. Bine că va fi omorât, răstignit. Și s-a rugat Dumnezeu Tatăl, Doamne, de este cu putință să treacă paharul acesta al suferinței de la mine. Adică dacă este voia Ta, Doamne, dacă este cu putință să nu mai sufăr. Dar mai departe a spus, ăsta nu precum voiesc eu, Doamne, ci precum voiești Tu. Prin aceasta ne învață și pe noi oamenii, că întotdeauna noi trebuie să cerem lui Dumnezeu ceea ce avem nevoie. Doamne, dă-mi cu tare, Doamne, dă-mi cu tare, dă-mi sănătate, dă-mi asta. Dar după aceea spune, Doamne, facă-se voia Ta. Așa cum Iisus a spus, așa și noi. Trebuie să avem această atitudine față de Dumnezeu. Doamne, ajută-mă să fac lucrul cu tare, dar Doamne, dacă este voia Ta, Doamne? Dacă nu, nu. Cum e voia Ta, Doamne? Și după aceea urmează joia, vine Iuda cu ostașii, îl îmbrăcesează pe Iisus, pentru că asta a fost semnul, pe cel care îl voi îmbrăcea acela este. Și atunci Iisus îi spune cu o sărântare vinți pe Dumnezeu și atunci ostașii l-au luat pe Iisus, l-au dus la Ana, la Caiafa, joi, toată noaptea, l-au judecat, ne-au găsit vină, spre dimineața, la Pilat. Pilat, el fiind procuratorul, adică consulul, guvernatorul Iudeii, din partea Imperiului Roman, nu găsea nicio vină să fie răstignit după legea lui. Și atunci au spus, nu, cărturarii și fariseii, nu răstignește-l, sângele să fie asupra și asupra copiilor noștri. Ei și-au asumat această vină și după aceea l-au condamnat la moarte pe Iisus, știm foarte bine, după aceea vine Duhul Crucii, vinerea cea mare, când ceasul 1, 6 dimineața, ceasul 3, 9 dimineața, ceasul 6, 12 ziua, atunci de la ceasul 1 este judecat Duhul Crucii, de la ceasul 3, la ceasul, adică de la 9 dimineața până la 12 ziua, drumul Crucii,
Și după aceea, de la 12, e calvarul când cade sub povară, până la 3 după amiază, ceasul 9, când Iisus își dă Duhul pe cruce. Și atunci, Iisus, după ce și-a dat Duhul pe cruce, a fost luat la câteva ore de Iosif din Arimatea, cu femeile miroase, a fost pus în mormânt și l-a stat Iisus de vineri seara, vineri după masă, toată ziua de sâmbătă și duminică, primele ore ale dimineții. Deci a stat 3 zile, a prins 3 zile, efectiv, în mormânt, așa cum s-a împlinit, să se semnească prorocia. Nu înțeles. Avem o scurtă pauză de publicitate, după care o să revenim cu partea a doua a emisiunii. Vrei să fii la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc? Sunt Daniela Gapșa și vă invit sâmbătă și duminică la agenda zilei, începând cu ora 11. Timp de o oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la agenda zilei. Am revenit după o scurtă pauză de publicitate. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, urmăriți un interviu cu părintele stareț al Mănăstirii Lainici, Ioachim Pârvulescu. Discutam înainte de pauza de publicitate, părinte, despre săptămâna patimilor. De ce săptămâna patimilor? Anul acesta, pentru prima dată, avem liber Vinerea Mare. Este o zi extrem de importantă pentru credincioși. Da, având în vedere ceea ce s-a întâmplat atunci, Vinerea Patimilor, când oamenii a ajuns la punctul culminant al răutății și l-a răstignit pe Dumnezeu, l-a omorât pe Dumnezeu, pe Cel care ne-a dat viață și ne așteaptă în Împărăția Sa. Și este momentul cel mai important pentru noi creștinii ca să medităm asupra acestei zile importante din planul mântuirii noastre. Deci oamenii creștinii care au experimentat înainte sau au moștenit tradiția aceasta de la părinți, sigur că fiecare încearcă să experimenteze cât mai aspră așa această zi, respectiv cu post, cu rugăciune mai multă. Majoritatea țin post negru în această zi, când, adică nu mănâncă nimic până seara mănâncă, adică consumă seara gheasmă mare, anafură și după aceea ceva fructe, legume, chiar ferturi ceva, dar chiar fără ulei, fără nimic, inclusiv și sâmbătă același lucru, mi-aduc aminte că așa țineau bătrâni înainte. Și Vinerea Mare și Sâmbăta Mare se ținea post aspru, post negru. Sunt momente care, cum spuneam, sunt inedite așa în cursul unui an și atunci trăim momentele acestea care nu le mai întâlnim niciodată. Și de aceea este bine ca oamenii să facă acest lucru, mare, cum spuneați, că acum și legislația permite acest lucru ca să fie zi de odihnă pentru oameni și să nu mai meargă la servici, să stea acasă fiecare, să-și aibă grijă de gospodăria lui și de sufletul lui în bine, în special. Și e foarte bine acest lucru ca să-i oferă omului posibilitatea aceasta de a fi aproape de Dumnezeu și în libertate pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o să facem și noi cât mai mulți pași pe dragostea lui Dumnezeu și mai ales în pocăința aceasta care trebuie să avem omul, pentru că la urmă urmelor sensul este pocăința, cum omul să se pocăiască de ce a făcut în viață, de tot ceea ce este negativ și să ne căim înaintea lui Dumnezeu, așa cum ne simțim foarte bine când avem un copil și este năzdrăvan și se întoarce și se căiește și își cere iertare de la părinți, de la tata și la mama. Sigur că părinții, tată și mama, se simt foarte bine în urma acestui lucru. De aceea și noi trebuie să luăm postura acestui copil care se căiește înaintea lui Dumnezeu și să ne căim la Dumnezeu și să facem această stare permanentă de pocăință. Adică te căiești de moment și după aceea căința persistă și devine o pocăință permanentă. Adică lucrarea faptică a credinței, pentru că la urmă lor căința poate să fie și la nivel de credință, cum omul crede în Dumnezeu, dar nu pune în practică credința sa. Este o credință fără fapte. Și atunci omul, când se pocăiește, pune credința în practică. Adică face efectiv, lucrează la căință și la pocăință și la credința sa pe care am moștenit-o. Și pocăința, că la urmă urmelor, asta este sensul și postului și rugăciunii și milostenilor și viața, vieții noastre, așa ca omul să ajungă la starea aceasta de pocăință înainte la Dumnezeu și de dragoste. Pentru că omul te doare
Să te doare să nu pierzi pe Dumnezeu. Adică te căiești în sensul acesta, în sinea ta, ca să nu pierzi pe Dumnezeu. Adică oamenii cum spun că nu trebuie să ne fie frică de Dumnezeu ca de un dictator, ca de ceva care ne strivește. Nu. Ci noi trebuie să avem frică de Dumnezeu în sensul frică de a nu-L pierde pe Dumnezeu. Pentru că omul nu poate să-L pierde pe Dumnezeu și noi să avem dragoste față de Dumnezeu și frică de a nu-L pierde pe Dumnezeu. Și de aceea trebuie să luăm starea aceasta așa de penitență, de pocăință care trebuie să aibă un creștin adevărat. Trebuie să avem, Părinte, grijă de sufletul nostru și aș vrea să vă întreb cât de importantă este spovedania pentru sufletul nostru. Deci spovedania face parte tot din pocăință, că la urmă urmelor, deci pocăința în limba slavă sau spovedanie, în limba latină este penitenție, deci tot acele lucruri, și în limba greacă vine metanoia, metania, care înseamnă mutarea minții în transcendență, meta, dincolo, și nous înseamnă minte, rațiune. Metanoia sau metania înseamnă mutarea minții în transcendență, mutarea minții la Dumnezeu. Adică luarea minții deci de pe pământ, de la ceea ce este material pământesc, grija aceasta de zi cu zi și mutarea minții spre Dumnezeu. Adică să ai un transfer de energie și un transfer de gândire și de starea ta care trebuie să fie înaintea lui Dumnezeu. Deci pocăința este o complexitate în sensul acesta, adică pocăința înseamnă că omul se spovedește înaintea lui Dumnezeu, merge la preot să dezleagă de păcatele care a făcut, pentru că așa este bine ca omul, că Iisus așa a spus, câte veți lega pe pământ, vor fi legate și în ceruri, și câte veți dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în ceruri. Cu alte cuvinte, legarea și dezlegarea se face aici pe pământ. Aici facem păcatele, ne legăm prin păcate, tot aceea trebuie să facem și dezlegare de păcate. Și dezlegarea, preotul are puterea de a face această dezlegare. Omul sigur se căiește în sinea lui, se căiește păcatele care le-a făcut, dar nu este suficient. În momentul când te căiești în sinea ta, dar te duci la preot și îți mărturisești cu gura ta ceea ce ai făcut, adică suferi această rușine față de preot, dar Dumnezeu atunci e deasupra și pecetuiește această ecuație. Deci penitentul, cel care se căiește, preotul care te dezleagă și Dumnezeu stă nevăzut acolo în cerul și ne vede și dezleagă această legătură prin care omul s-a legat prin păcătoșenia lui, prin ceea ce a făcut el rău. Deci pocăința în sensul acesta, deci omul se spovedește, se pocăiește de păcatele sale, după aceea face și faptele credinței, face faptele bune, postește, se roagă, face mimbăstenie, face metanii, închinăciuni, citește rugăciuni, merge mai des la biserică, încearcă să facă și el ceva. Asta este, la urmă, ca să se fie iertarea. Deci preotul îți dă prin puterea căroare să te dezleagă de păcate, dar dezlegarea definitivă este când omul își face și canonul. Adică trebuie să faci ceva, să înlocuiești. Că nu e suficient numai că te-ai dus, te-ai spovedit, te-ai dezlegat, te-ai dezlegat preotul, dar trebuie să și compensezi păcatele cu fapte bune. Adică să pui ceva în loc, să faci acele fapte bune. Și pocăința aceasta, deci este valabilă pentru oricine ar fi, orice om de fața pământului, trebuie să facă acest act de pocăință, de penitență, să se spovedească, să se dezlege și să facă fapte bune pentru a-L primi Dumnezeu în părăția sa și la un moment dat trebuie să ai o compatibilitate cu spiritualitatea, cu dumnezeirea. Și cum spuneam la început, trebuie să facem această igienizare interioară prin taina spovedanii, pocăinței și prin faptele bune care trebuie să le facem înaintea lui Dumnezeu. După spovedanie te simți mai liniștit, poți să mergi mai departe, să faci fapte bune. Fiecare om confirmă acest lucru, care s-a spovedit sincer înaintea lui Dumnezeu și după prima spovedanie omul se simte ca și cum ar zbura, ca o pasăre care zboară, primește aripi. Așa este omul după ce se spovedește în prima sa parte a vieții, când se spovedește omul sincer și găsește un duhovnic așa compatibil cu el și un duhovnic care să înțeleagă și să lucreze împreună, pentru că asta este rolul duhovnicului, preotului, numai că te spovedești la el ca la un om străin, ci trebuie să și lucreze împreună cu tine. Adică tu te căiești, te spovedești, te dezleagă preotul, pentru că la urmă putea face similitudine între psiholog și preot.
Adică și psihologul te consiliază, îți dă niște lucruri, niște sfaturi bune pentru viață, dar psihologul rămâne aici, la aceste sfaturi. Pe câtă vreme preotul, adevărat preotul duhovnic, îți dă sfaturile bune pe care ți le dă și psihologul, dar se și roagă pentru tine. Și după aceea lucrează Harul Dumnezeu, taina, când el te dezleagă, deci primești o energie, un har al lui Dumnezeu care lucrează în tine, fără să fii conștient de treaba asta. Adică, într-un chip așa, tainic lucrează Dumnezeu, pentru că chiar se spune, taina spovedanie, este o taină. Dumnezeu lucrează în chip tainic acolo. Deci te spovedești, te încarci, pe de o parte te dezlegi de păcate, te curăți de ele, dar așa și te încarci cu Harul Duhului Sfânt. Este o putere, o energie care o primești și lucrează Harul Dumnezeu în tine. Și după aceea și preotul, dacă se roagă și el pentru tine, cu atât mai mult. Atunci este ca o lucrare foarte, foarte importantă în planul mântuirii noastre. Și deci preotul trebuie să ne susțină, așa cum noi, părinții trebuie să susțină în rugăciuni părinții pe copiii lor și copiii pe părinți și ucenicul pe preot și preotul pe ucenic, toți trebuie să ne susținem în rugăciuni. Trebuie să ne intersectăm în rugăciunile noastre de zi cu zi și să ne avem în rugăciuni unii pe alții. Foarte important, adică și eu ca preot, chiar dacă sunt preot, dar dacă se roagă un om pentru mine, și eu simt o rugăciune aparte și un har aparte, Dumnezeu lucrează. Și la fel și eu pentru alții. Deci când ne rugăm unii pentru alții, atunci Dumnezeu arată dragostea să deplină și în sufletele noastre și atunci arătăm și noi o dragoste față. Adică nu trebuie să urâm pe oameni, indiferent. Iisus chiar ne spune să ne rugăm chiar pentru vrăjmașii noștri. Este cel mai mare lucru să te rogi pentru altul. Așa deci este. Cel mai mare lucru este să te rogi pentru altul. Și noi oamenii să ne rugăm pentru preot, da. Să ne rugăm când, pentru da, duhovnic. Când te rogi pentru tine, e una. Dar când te rogi pentru altul, aceasta este cea mai puternică rugăciune. Și sigur, și preotul are nevoie de rugăciune, și preot, și duhovnicul are și el nevoie de rugăciune din partea altora, și duhovnicul are și el nevoie să se spovedească la alt duhovnic. Deci este o încărcare reciprocă de har și de... Toți avem nevoie de tainele bisericii, indiferent dacă suntem oameni de biserici. Și avem nevoie să ne împărtășim de tainele bisericii. Avem nevoie de tainele bisericii, așa este, aveți perfectă dreptate. Ne simțim mai aproape de Dumnezeu, ne simțim mai liniștiți, mai iubiți atunci când suntem lângă preot, când suntem la biserică, la mănăstire. Da, sigur, depinde cu ce stare te duci, știți, că de multe ori, vedeți, ca în orice, că și preotul la urmă este tot om. La un moment dat, când te duci la un medic, câteodată îl găsești în bună dispoziție, te ajută foarte mult, câteodată nu e într-o dispoziție bună și atunci te afectează și pe tine, așa și preotul. Câteodată, și preotul sunt și ei oameni și la un moment dat se întâmplă de n-are o dispoziție bună și îți transmite această stare neplăcută și nu te ajută, nu te folosește în momentul acela. Deci noi trebuie să ne rugăm. Adică când te duci la duhovnic, că de altfel când te duci oriunde, te duci la un medic, Doamne ajută, Doamne ajută-mă, Doamne să găsesc pe medic în bună dispoziție, Doamne, Doamne ajută să-mi găsească diagnosticul, Doamne ajută-mă să dea rețeta bună, Doamne, te duci la Dumnezeu ca să lucreze prin medic. Așa este. După aceea când te duci la preot, la fel te rogi, Doamne, luminează pe duhovnicul meu, Doamne, Doamne, luminează pe duhovnicul meu ca să mă înțeleagă, să mă sfătuiască și să lumineze Dumnezeu ca să mă arate ce trebuie să fac în viață mai departe. De să mă călăuzească, să mă ajute prin sfat, să roage pentru mine, să mă dezlege. Doamne, luminează pe duhovnic, ajută, Doamne. De cuvânt duhovnicului, pentru că de multe ori ne duce să cerem sfat la duhovnic. Și poate, dacă tu nu te rogi, duhovnicul nu simte. În momentul când tu te rogi la Dumnezeu, duhovnicul simte o compatibilitate cu tine și simte că lucrează Dumnezeu prin tine, cu el ca duhovnic. Și atunci este altceva. Deci vă spun asta din experiență. Când cineva se roagă în biserică pentru preot, atunci și preotul se simte altfel. Și preotul slujește mai bine și preotul spune un cuvânt mai de folos. De multe ori în biserică, când ai un auditoriu, să spunem așa, taciturn, un auditoriu care este posac și este glacial, nu simți nimic. Pe câte vreme când este un auditoriu care te ascultă, urechile, soc și urechi spre tine ca preot și ești foarte atent și primești și mintea și inima cuvântul tău, atunci parcă și pe tine te face să devii un să spun așa, un organism pe care Dumnezeu lucrează, Harul Dumnezeu lucrează pe tine și îți vin cuvinte revelatorii în momentul acela când este la cine să le transmiți. Deci e foarte important. Deci nu preotul devine, ci auditoriu. Auditoriu, oamenii care sunt în biserică, dacă ei sunt cum trebuie, și preotul îi dă Dumnezeu să fie cum trebuie să fie. Că de multe ori, cum zice, că mâna am preot bun, nu se întâmplă, dar Dumnezeu ne dă după inima, ca și conducătorii de altfel, ne dă după inima noastră. Dumnezeu ne dă conducător după inima noastră, ne dă preot după inima noastră. Ne dacă avem o inimă bună, ne-a dat și preot bun și conducător bun. Dar tot merităm ceea ce ne dă, ceea ce merităm. Dumnezeu ne dă altceva.
Este important să ne curățim sufletul, trupul, casa. Sfintele sărbători de Paști, ca și Sfintele sărbători de Crăciun, ne duc însă cu gândul și la bucatele tradiționale. Ați văzut, de la an la an, românii au fost foarte inventivi, în special oltenii, în ceea ce privește masa tradițională. În schimb, pentru Paști, ouăle roșii rămân sfinte. Da, să sunt lucruri tradiționale, să ciomnească. Și salutul acesta, pentru că atunci când ciomnești un ou, saluți, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Adică e o chestiune care mărturisește pe Hristos. Și, vedeți, orice cuvânt, adică orice cuvânt referitor la Dumnezeu este benefic pentru noi. Este ca o rugăciune. Când spui Hristoase, acest Hristos a înviat, Hristos, când spui Hristos, este o încărcătură energetică cea mai plenară, cea mai puternică. Și atunci când pomenim lui Hristos, te împărtășești de energia lui Hristos, ca și prin rugăciune. Și când spui, pur și simplu, Hristos a înviat, adevărat a înviat, și cel care îi dai binețe ca un fel de bună ziua, sau când ciomnești, adică mărturisești pe Hristos, care oul este simbolul veșniciei. Este simbolul vieții și simbolul veșniciei. Cum spuneam la început, litera 8, simbolul veșniciei, ca și ou, simbolul vieții și al veșniciei. De aceea, asta are o conotație, și bineînțeles că e roșu, cum a curs sângele Mântuitorului pe Sfânta Cruce, cu totul altceva, dar în sensul acesta este ciomnim ouăle ca simbol al veșniciei, adică Hristos este veșnic și noi ne împărtășim de veșnicie prin chemarea numelui Iisus, prin ciomnirea, când spune Hristos a înviat, adevărat a înviat. Și după aceea celelalte bucate tradiționale, cum spune și dumneavoastră, fiecare acum cum poate, că la oamenilor suntem liberi să ne alegem și bucatele care sunt. Important să fie Hristos acolo, în centrul nostru, să nu fie neapărat iepurașul. Da, cum este în unele zone, excludem chiar ouă, excludem pe Hristos, sau de multe ori te uiți așa și cărți poștale, cum erau pe timpuri, cărți poștale cu Hristos a înviat, cu scena pogorului la iad a Domnului, învierii sale din mort, acum nu mai găsești, numai cu iepurașul, cu trandafiri, cu lalele, cu... Nu mai găsești, pur și simplu e foarte neplăcută această chestiune, pentru că dispare personajul principal, Hristos. Adică dispare chiar personajul principal din această epopee, din această descriere și din această istorie a noastră, a creștinismului. Dispare Hristos și e neplăcut. Chiar momentan de multe ori așa, în unele orașe, pun iepuraș. Iepuraș, uriaș, ca să fie la sărbătorile pascale. În loc să pui pe Hristos, sau mă rog, alte chestiuni care totuși să se gândească la Hristos, pur și simplu îl îndepărtează pe Hristos, îl izolează și îl transferă într-o altă parte așa a omenirii. Și e neplăcut acest lucru. Aceea, cei care sunt responsabili de aceste lucruri trebuie să fie atenți, cum de altfel și de Crăciun, când se împodobesc brazii, și cu brazii tot la fel este pradul, este simbolul vieții, al veșniciei. Dar să nu dispară Hristos în peștera din Betlehem, așa și aici, să nu dispară Hristos răstignit, să apară iepuraș și alte lucruri care nu au nicio treabă cu creștinismul. Acestea sunt niște lucruri, invenția lor unor oameni necredincioși, necreștini, care ne bagă pe gât nouă creștinul aceste simboluri care sunt necreștine și ne descreștinează și pe noi. Lucru care e foarte neplăcut. În săptămâna patimilor la Deni și nu numai, este foarte important să ne apropiem de Dumnezeu, Părinte, prin rugăciune. Da. Rugăciunea o putem face nu doar la biserică, nu putem să ne rugăm și acasă. Doamne, rugăciunea este la un moment dat starea omului faptic, efectiv, este rugăciunea. Omul la un moment dat se poate ruga în orice moment al vieții lui. Chiar și când pe patul, când doarme, în pat fiind, rugăciunea este valabilă peste tot, mergând pe drum, pe autobuz, pe tren, în mașină, în călătorie, în parc, făcând mișcare, făcând mâncare, prin casă, orice rugăciune este valabilă. Nu gândeam. Dar când este vorba de rugăciune la biserică, totul altceva. Deci acolo este Hristos, pe zemarea de la Sfânta Liturghie, care este cea mai importantă taină de pe fața Pământului, Sfânta Liturghie, când Hristos este prezent acolo, în Sfintele Taine, și primește o energie aparte pe care nu primește niciodată decât mai atunci în timpul Sfintei Liturghie. Chiar dacă nu este în mănăstire. De exemplu, dar când te duci la Sfânta Liturghie și când participi la Sfânta Liturghie, este cel mai solemn moment. Și simți o stare care nu simți la nicio altă slujbă. La nicio altă slujbă nu simți starea de la Sfânta Liturghie.
Deci este foarte important pentru creștini să meargă la Sfânta și să nu ignoreze aceste... mai ales liturghia este timpul veșniciei, adică cum omul trăiește în veșnicie, aici este o anticipare a veșniciei prin tainele Sfintei Liturghii. Și dacă merge omul și încearcă și el acum, că nu, nimeni nu s-a născut învățat și toate lucrurile acestea prin experiență le faci, experimentezi, te chinuiești o oră, stai la liturghie duminica, duminica viitoare iarăși o oră, stai așa o oră, două, trei, cât este liturghia, încet, încet, încep să te familiarizezi, să înțelegi taina Sfintei Liturghii și aceasta este rugăciunea cea mai importantă din viața noastră. După aceea, sigur, rugăciunea ne însoțește oriunde, oriunde a fi și orice am, orice a face, cum a spus rugăciunea, trebuie să ne însoțească ca să fie binecuvântată lucrarea pe care a face noi în fiecare zi. Orice facem, să fie binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuie să invocăm numele lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, prin pomenirea numele lui Iisus și prin rugăciunea care știm pe de rost. Atunci invocăm și vine Dumnezeu și binecuvintează lucrarea pe care o face. Cum spuneam, femeia în gospodărie, faci acolo, gătești, spui rugăciunea. Atunci vine harul lui Dumnezeu și binecuvintează bucatele. Face bucatele mai bune, le binecuvintează, le sporește, le înmulțește, le binecuvintează în casă. Orice, speli pe acolo, speli, faci curățenie în casă, vine la Dumnezeu și sporește harul în casă. Orice facem, dacă chemăm harul Dumnezeu, Dumnezeu vine. Dumnezeu e foarte, foarte prompt și El vine imediat, dar noi să-L chemăm. Mulțumim mult, Părinte, pentru cuvintele dumneavoastră. Ne simțim întotdeauna bine la Mănăstirea Lainici. Vă mulțumim de fiecare dată că ne primiți. Spun asta pentru că eu, de exemplu personal, mă simt liniștită și împăcată cu mine și, așa cum spuneați dumneavoastră, la un moment dat simt cam aripi când ajung aici. Așa sperăm că se vor simți și cei care vor veni noaptea de înviere și nu numai la mănăstirea dumneavoastră. Cu multă plăcere să dea Bunul Dumnezeu să aibă fiecare sărbători binecuvântate în familie și în casele lor și să se împărtășească de harul Dumnezeu prin prezența lor la Sfânta Biserică, acolo unde sunt fiecare, că Hristos este prezent peste tot și facă Bunul Dumnezeu să ne înțelepțească pe toți, să cunoaștem cât mai mult din Împărăția Lui Dumnezeu, din tainele sale, din această viață pământească, ca să fie o pregustare a veșniciei prin ceea ce facem pe acest pământ. Doamne ajută, Părinte, să fim sănătoși. Vă mulțumim mult încă o dată. Sărbători cu sănătate, sărbători liniștite și dumneavoastră. Punem punct aici ediției de astăzi de emisiuni. Ați urmărit un interviu cu Părintele Stareț al Mănăstirii Lainici, domnul Ioachim Părvulescu. Eu sunt Daniela Capșa. Vă mulțumim pentru atenție. Vrei să fii la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc? Sunt Daniela Gapșa și vă invit sâmbătă și duminică la agenda zilei, începând cu ora 11. Timp de o oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la agenda zilei.